Câte ceasă? 10. 10. Păi așa dăm drumul. Suntem drumul, dar luăm Ciprian? Ciprian să duce în primire de la Balastira Unită, la de la... Păi aici să începem, da? De la Apele Românii. Dați drumul la roșu, apădați și îndriți. Bună dimineața! Bine ați venit la ședințele ședința ordinară a Consiliului Local Sfântar, convocată prin instituția primară 146 din 21 iunie 2019. Suntem în prezența majorității consilierilor. Ședința este legal constituită și pentru bunul mers al ședinței v-aș vrea să faceți propuneri pentru alegerea unui consilier. Domnul Hangan. Domnul Măciucă, cine este pentru propunerea domnului Hangam? Potrivă, alții propune. Domnul Măciucă, uitați, dacă îmi zic convocarea. Bine ați venit la ședința Consiliului Local, colegilor. După convocarea care a primit-o fiecare acasă, avem la ordinea de zi 4 puncte. Punctul 1. Proiect de hotărâre privind decontarea călătoriei pe mijloacele de transport ale cadrelor didactice pe luna mai 2019. Punctul 2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2019. Punctul 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizației anuale la patrimoniu Asociații de Dezvoltare Intercomunitare ADIB Bacău și la punctul 4 diverse. Dacă au cineva de adăugat la ordinea de zi, dacă nu supunem la ordinea de zi, cine este pentru? Vă mulțumesc. Dăm cuvântul domnului primar. Primul punct de ordinea de zi, proiect de hotărâre privind aprobarea decontării contravalorii călătoriei pe mijloace de transport ale personalului didactic de la Școala Gimnazială Strugari. Pentru luna mai 2019. La articolul 1 se propune aprobarea decontării contravalorii călătoriei pe mijloace de transport ale personalului didactic de la Școala Gimnazială Strugari pe luna mai în sumă de 3.202 lei. Ca de fiecare dată, în dosar există referatul cu bonurile de transport și acolo unde nu sunt, decontarea s-a făcut cu 7,5 litri benzină pe 100 de kilometri parcurși. Pe distanțele, așa cum sunt de la domiciliu până la școală. Aveți dosarul aici, se poate să treacă din mână în mână, să vedeți dacă sunt documentele la fiecare cadru didactic în dreptul în care s-a făcut decontarea. Nu, e verificat de asta. Să vedeți sau mai este? Dar l-ați văzut, pic o minț. Vrea să iei cineva cuvântul la primul punct? De acolo supunem la vot. Punctul 1. Oare 1, cine este pentru? Vă mulțumesc. La proiectul de hotărâre privind rectificarea. Tot domnul privat, da? La punctul 2 pe ordinea de zi, proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe 2019. În urma unei adrese pe care noi am primit-o la inspectoratul școlar, și care se adresează Comunei Strugari, ne comunică faptul că, printre altele, pe adresa 1908 din 2019, că bugetul se poate rectifica cu suma de 89.000 de lei, adică 890 milioane, sumă prevăzută prin hotărâri de guvern, pentru a
demara procedurile de amenajare a unor grupuri sanitare la școala primară din satul Răchitișu, comuna Struga. Noi știți foarte bine că banii care inițial voiam să facem grupuri sanitare modulare sau grupuri sanitare nemodulare clasice în interiorul școlii, a căzut întrucât firmele constructoare pe așa ceva nu au găsit. Și suma alocată de UNICEF cu cofinanțarea noastră s-a dus pe achiziția unui microbuz care nu este necesar și pentru care noi am făcut opțiune între un microbuz cu 16 plus locuri între Renault și Opel. Noi am optat pe Opel într-o sumă de 37.000 de euro. Ar veni aproape în mod egal sumele atât de la UNICEF cât și la noi. Ei vin cu 17.000 de euro, noi ne ducem cu completare până la concurența sumei de 37.000 de euro. Tocmai în ideea în care se vehicula faptul că grupurile sanitare vor fi susținute de către inspectoratele școlare de Ministerul Educației. Prin hotărâre de guvern, bineînțeles, s-a primit această sumă. Noi trebuie să rectificăm bugetul cu această sumă și să procedăm ca atare pe achiziții și pe executare de lucrări care trebuie să fie finalizate până în luna septembrie 2019. În cazul contrar, sumele vor fi date înapoi către Ministerul și către guvern. Modul de decontare este achiziționăm, se face lucrarea și decontările se fac în funcție de fazele de lucrări. Ca urmare, la proiectul de hotărâre, propun aprobarea rectificării bugetului local pe 2019 cu suma de 107.000 lei prin înregistrarea în contul de venituri astfel. La finanțarea unui cheltuieli de capital pentru unitățile de învățământ preuniversitar sunat suma de 89.000 de lei. Și așa cum știți, la Nadiș a fost un port care s-a rupt, pentru care noi am investit și l-am refăcut, și la care propun aprobarea sumei de reparații curente cu suma de 18.000 de lei. Este vorba de podul de la Nadiș, de la Culiță pe cu care urca la deal către Nadiș. Tot la rectificarea bugetului, pentru o altă hotărâre de rectificare de buget, asta este, de fapt, al domnului Mitică Niță să o semneze. Da, mă uitam dacă... mă uitam dacă în proiectul de hotărâre e prinsă asta, dar era anexată cum o printat, da. Deci atât. Nu știam ce cu ea în plus aici. Anexat de proiectul de hotărâre, avem și o anexă de modificare a listei de investiții. Atât, domnul președinte. Îți vii cineva la fost? Vă rog. Până la urmă, de tot a vrut alegere de a achiziționa un microbuz. Așa, dacă nu a achiziționat pe microbuz, pierdeam banii de la UNICEF sau pe de la ei. Dacă aveți promisiunea că grupurile se vor face cu eforturi de guvernamentale, cred că e un lucru foarte bun. Grupuri sanitare de la școala de UNICEF. Așa că, cred că s-au demarat documentele pentru achiziționare, nu? Nu, noi acum
și este semnat nou buget rectificat de Agenția Fiscală Județeană, atunci noi putem să procedăm la să facem să demarăm acțiunile de achiziție. Da. Deci atunci mergem pe achiziționarea de microbus, și în așteptarea construirii locului sanitar, cu vorbă cu regulamentare. Mai doriți cineva? Domnul Oleam să reface locul sanitar sau să construiești de la zero? Nu, deja. Construcția grupului sanitar va fi în interiorul unei foste sări de clasă, care așa pe interior. Da. Deci o să fie un grup sumile, sanitar la interior. Da, sumile, nu știu dacă și din preț s-a mai vorbit, sumile nu o să fie suficiente, dar ne obligă ca noi să facem tot fosta și cuțul. Ăștia sunt fix pentru grupul sanitar. Să aducem apa, să o ducem către fosă, trebuie să ne ocupăm noi din bugetul local. Din bugetul local. Să amenajează grupul sanitar, clădirea, în interior, grupul sanitar. Noi, la interior, neavând o încălzire centrală, la nivel centralizată, la nivel de școală, o să fim obligați acolo unde este grupul sanitar să construim și o sobă de taracol. O somă pentru încălzire. Deci, după aceea, ăștia grupul sanitar. Amenajat într-o sală de curs sau în grup sanitar? Mai doresc cineva să ia punctul? Se apune supunul la vot. Punctul 2 din convocare. Cine este pentru? Vă mulțumesc. La punctul 3. La punctul 3, pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind aprobarea cotizației anuale a DIP. Cam fiecare an, dacă am, în ședința trecută am vorbit de avis, cam fiecare an, cotizația anuală propusă de noi la articolul 1, la Patrimoniul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău, cuantumul pentru care primăria trebuie să plătească este de 100 de lei. La articolul 2 se mandatează domnul viceprimar, domnul Cărăușu Ștefan Ciprian, viceprimarul, având calitate de reprezentant la UAT-ului, în AVA, adică Adunarea Generală a Asociației. Atât, domnul președinte, la punctul 3. Dorește cineva să ia punctul? Aici știți foarte bine, cotizația este în funcție de categoria comunei. Și-o punem la vot. Cine este pentru? Vă mulțumim. La diverse. Cine se înscrie pentru a lua cuvântul la diverse? Da, în legătură cu podul ăla, ce am eu, domnul primar? Trebuie să facem ceva, să facem podul ăla, dar ne-am venit trece, la bucăți, la... Noi știm problema, eu am luat legătura cu cineva ca să facem rost din niște fermi, pentru că chiar tu, Vasile, ai zis că vorbești cu cineva ca să ne ducem un pic mai la deal să facem... Părintele, având în vedere că vă cunoașteți mai bine, da, deci Solomon, nu părinte, că e pericol, că dau Solomon și acolo nu vor deloc să cedeze Solomon. Ba, cedează după formul la dealul. Normal, problema care o să fie acolo, eu vă spun care este. Trebuie neapărat să căutăm niște fermi, să facem ceva suspendat, un cap de susținere pe un mal, unul pe un mal, nu se mai poate face porul în condițiile alea de acolo, tot timpul o să fie, o să-l sapie. Da, am făcut și noi ce-am... Să faci și gardioane, ce ziceți voi, să protejeți malul. Să protejeți malul, să-l
E a doua oară sau a treia oară de când am făcut noi podul acolo, apele când vin mari singurul și foarte era, mari. Singurul unde eram, am văzut să ajungi, am văzut ne-a fostit pe lasă? Da, ce viază acum am? Și după aceea dăm societate și nu mai vin Solomon, că dacă îți vedeți și mă lea cum e la de el, cu bucățelul unul de la Solomon, dar nu vreau să dar în altă parte nu se poate ajunge în lume? Nu. Și acolo e cel mai bine, că acolo nu se mai simte. Mai trebuie, că tu... Ca o variantă de intrare și ieșire, acum depinde că de comodă și confortabilă să fie pentru fiecare, aici unde are Anica bucată mai la vale de Dinca Lumâță, unde are bucata și o întreține Matei, băiatul ăsta Gheța spune că este disponibil, adică își exprimă disponibilitatea, spune la dispoziție terenului, să trecem pe acolo peste pârâu până la bucăți. Și unde ai și tu bucată, unde da. Are și Vasile? Trecem prin curbul la Iasule, nu? Da, Vasile, trebuie făcut analiza cost-beneficiu, pentru că trebuie să fii frezabil, nu poți să faci un cost suspendat, din carte de lei, pentru că și bucăția de poli, trebuie gândite lucrurile. Mai degrabă găsiți o soluție, ceva, altceva, în altă parte, o altă calitate, cu investiții mai mică, pentru că acolo sunt eminamente bucăția de poli, nu e altceva. Deci acolo nu e... De asta am zis, din partea despre Doamna nu se poate ajunge, nu știu. Părerea mea. N-are cum să ajungă. Zic și eu, voi știți acolo. Depinde cum se poate. Deci pentru cei care, eu, părerea mea, și cum au studiat-o și oamenii, pentru cei care sunt la Valea de Lazăr, de Huligan, cum ne spunem noi de acolo, ar putea să intre pe aici, pe la Iaz, pe la Iaz, pe la Petricica, pe aici, prin fața lui Sorin Munteanu, așa, să trecem pe râu, să înducem fiecare să-mi facem treaba. Pentru ceilalți, pe la Lucreția lui Berușcă, până la... ca să nu mai trecem peste da, bucății. Așa, să putem să facem mii de problema. Să vorbim cu Solomon. Îi cumpărăm o bucată din capăt în capăt de... oricum, sigur, o fi un datorșel la inerea, dar tot de bucata aia trecută. Și cumpărăm și facem lucrul tot. Deci, de alușei, la vale și ce mai bine. Asta am văzut. Păi da. Ce mai da. Nu mai e treabă de pot, nu ce mai... Da, nu mai e... Procedeam și așa. Și mai degrabă, deci oricum o să ceară mai mult. Vă zic, cumpirăm o prăjună, când rupi trebuie până da. 15 prăjuni. Da. Să punem 15. Da. Și o să mă de nouă treabă. Dacă nu cum spuneți că la Sfărinte, că este deja drum, în capul acolo, în care nu trebuie să da, aveți de acolo trecem de... De făcut podul și pentru asta de făcut. Așa ce este de dincolo. Ca este dincolo din și acolo nu trebuie nici ce nu știu ce trebuie. Nu te duci la Iaz. Deci intri acolo, nu dăm peste izbor, treci numai pe rău și în capul răului e bucata în Iaz. Și treci pe casă la 3 metri. Dar nu e apa mare. Îl sur pe jacul Cărduzii. Dar când zici, e cea mai convenabilă. Trăierea noastră e cea mai bună. Asta din dealul ăla. Și e mai ieftină. Da. Poate să faci un post suspendat, e postul 100 de milioane. Nu, adică dacă sunt vreo și am pus că ne-a văzut mai degeaba. Dar asta degeaba e făcut, pot e făcut, dar degeaba. Ați văzut că prin comunicare ați găsit soluția. Așa se găsește, soluția. Atunci e de la el, cum v-am zis eu, dacă îi dă părintele, sindrom de la Solomon, să mai facem un pot de părintele. Vă dă părintele, dar nu vă dă părintele, veniți la mine, pot după la părintele. Unii vrei răspuni la părinții? La urmă, cu gândul lui Ionloge, chiar aici, luase costică la asta. Păi, aceea e la Lucreța, făcut prin Solomon Roman și ăștia părinții lor, o turne, doar povestu. Nu, eu am zis, făceam o bucată din Solomon din deal. Din dealul tău, la mare, direct. Și eu știam, exact aceea pe un graf. Între Leonită și Solomon. A, ca să fie așa, da. Să nu vii pe la Lucreția pe aici. Nu, dar n-am ajuns pe la Lucreția. Ce mai complici. Trebuie să facem drumul acolo, că mai multe costuri pe la Lucreția, adică tot trebuie să trăim. Dar știți că cineva nu este să cea mai bun după să batem drumul pe la Lucreția, că acolo a fost drumul vechi. Nu, nu e adevărat. Drumul acolo a fost... Cine vă zic? A fost drumul vechi. Cu ceapeu. Cu ceapeu. Unii zici că a fost drumul vechi. Deci, noi când am fost acolo odată, ca să ne punem de acord, ca să... Nu este cum este tu. Ascultă-mă puțin. Ascultați-mă puțin, ca să-i pricepi. Deci, noi când am fost odată acolo, când erau apele mari și nu știu ce, și oamenii se plângeau că le ia de acolo,
Într-adevăr, acolo nu știu dacă ați coborât, Vasilie, Anica, eu am fost acolo, nu știu dacă ați fost dumneavoastră. Este un rău mare, te uiți în jos 20 metri, da? Deci nu acum nu mai vorbim. Bun. Problema este că ei au solicitat ca apa, canalul care trece de la Matare la magazin, la Marian Berușcă, da, de la răchițele alea, să nu mai vină către podul ăsta, să-l duce pe subteiu, dincolo de unde erau găurile alea pe țilul sau ce erau acolo. Da, da, da. Așa, să-l duce direct pe subteiu până în... Că spunea lumea că odată pe acolo era... Până a fost, a fost până acolo. Păi tot pe la Solomon, până spune, noi să facem drumul. Da, da. Și ca să, să facem ăla. Și acolo când vrei să treci, iar să stai pe pod. Da. Da, dar apa nu mai vine din două părți. Apa păi vine numai dintr-o parte. Deci apa vine numai de aici, de la Dumitale, nu vine și de la Sălică, nu vine și din coartele. Nu, dar acolo poți să ducă cât vrea de acum, să-și facă pe acolo, pentru noi nu mă interesează acolo. Pentru noi ne interesează asta care spune da, și-o face acolo și pe acolo l-ați ducat. Și-a mai vorit din dealul de acolo. Și ne interesează. Nu spune la Sălică, de acolo, de deal de acolo, făcut drum, intrat pe acolo și coborând la vale și dacă ce mai simplu. Și aia, ce s-a făcut încă? Acolo, da. Și acolo este drum. Așa, cel mai corect. Vorbiți cu ăsta să... Da. Vreau să ceva mai... Acolo, noi putem să-i spui, băi, acolo au fost pârâuri înainte. Că așa au fost. Păi cineva a zis. Deci acolo au fost pârâuri, prin spatele cea pe oricum îi vine, pe acolo vinea pârâul și cea pe unul e dus, pârâul. Dar acum facem drumul pe acolo și din coace... Este apa, trebuie să-i duci în altă parte. Descoperăm tot din dealul Teiu la Marie. Putem să vinem pe fața Lucreția, la Lucreția, partea către Teiu, și eu să-și urc pe dealul Teiu la Marie tot. Am înțeles, eu am înțeles că vreau să nu mai faci acolo. Să iau numai cu gata lui Solomon. Deci să o iei cu el, dă-mi bani și nu stai de plată, nu vreți să avem drum. Vedeți-vă, care sunt... Acum îl cheamă domnul secretar de vizia. Păi, hai să-i chema. Cine-i persoanele astea interesate? Dar cine-i Maria Termia de zona? Nu știu. Am înțeles. Cine are nu, dar vezi că e aici la Solomon, nu-i unul. Nu, mai mult urmă. Nu, e Mircea, Mircea. Mircea? Eu vă promit că vă lăsesc că nu știi de acord să dea. Dar ești un polis până așa, vă ați văzut să te apure asta. Ne dați un număr de telefon. Și uite, văd că omul vorbim cu el. Nu-i problemă de acces să ajungi acolo. Ca să facem un acces. Acei întâi, sigur, așa face. Hai să dăm cuvântul lui nou, Mohamed. Eu vreau să întreb în primar, pentru că se zvonește planul e aici că doamna doctor ar vrea să plece din comună noastră. Dacă știți ceva și dacă să nu fie problemă la oamenii care au rețete cronice, care să fie nevoiți și o problemă foarte delicată, dacă nu o să avem doctor în comună noastră. Și dacă știți ceva, nu știu, de asta și întreb. Exact cum știți dumneavoastră, de zvonuri, de zvonuri știu și eu. Eu am vorbit cu ea personal. Și acum când începe școala, pleacă la București. Dar, bine. Dar tot după zvonuri, vă pot spune că doamna ar fi luat legătură cu Direcția de Sănătate, da? Cu Casa de Asigurări, pentru că ea este cea care înlesnește și face contracte cu medici de familie. Și am înțeles că se găsește un locuitor, s-a găsit un locuitor, pentru că și aici se găsește, dacă vrei să fii, și doctorița de la Sânduleni va veni de două ori săptămână pentru rețete și așa mai departe. Deci, Casa de Asigurări și rămâne fata rămâne acolo, probabil asta care e asistenta? Probabil, asistenta va rămâne, va fi acolo. Sunt mai în vârstă, dar nu mai tine. Vă mai spun un lucru unanim acceptat de toată lumea. Nimeni nu este din înlocuit. Orice om, în 5 minute este înlocuit. Să nu vă faceți probleme că dacă eu mor, sau domnul primar, sau doamna doctor, sau cine vreți dumneavoastră, administrația, comunitatea, viața nu merge înainte. Să nu vă faceți probleme. O să fie greu, degeaba. Nu știu cine a să găsesc un medic permanent aici, nu ca foarte trăim și o să vedem. Noi știm că am avut medic și cât am găsit. Vă rog, am avut un medic și l-am strugat. Domnule Radiță, noi administrația am făcut toate demersurile posibile să... Pentru că ce se întâmplă, dacă ar avea ar fi și locuința ne-am dus până a noastră,
aposchirii lui, au fost vândut. Noi trebuie să vedem care este situația în momentul în care doamna se va decide ce va face, care îi face. Ne adresăm casei de asigurări și atunci se va vedea. Acel spațiu, pare că nu mai dispensat. Nu se va putea face altceva în acel spațiu. Cred că îmi pavate minima în piept. Am înțeles asta, dar nu știu dacă așa scrie. Dar ai făcut, așa scrie. Destinația pentru lege specială la vânzare a fost a se păstra dispensar uman. Bine, dar... Oriunde, e lege, a fost o lege specială. Te-am facilitat, dar îmi respect. Oricum pierdem o treabă. În cazul când i-ar fi de la noi... Nu prefer de multe ori să mă duc la dătoriță, pentru că sunt 3-4 oameni și trebuie să o prea mai timp. Dar o să fie o mare problemă cu două ori. Dintre două viste pe săptămână o să fie o problemă foarte. Eu, dacă, eu de asta spun, că eu când ne-am telefonat, hey, nu mai duc. Timpul rezolvă. Noi ghiți vine pe la 1, când avea numai oameni. Și când mă duc pe oameni. Dacă vine la 2 sau la 2 ori, dacă nu ceva, două ori pe săptămână, nu poate face față. Eu am mai văzut oameni care au plecat în străinătate și nu s-au acomodat. Asta e foarte corect. Asta o fi altceva. Depinde și de doctoriță, dacă o să fie... Vă faceți prea multe probleme. Da. Haideți să apară problema. Și când o să apară, o să vedem. Dar vă spun eu că nu o să apară nicio problemă. Toate vor curge în continuare, normal, rețetele oamenii care au boli cronice. O și de ei în continuare, să fie ei conștiincios și să dea Dumnezeu să fie în farmacie medicală. Stați în sân. Și Dumnezeu. Mai dorește cineva? Nimeni pe lumea asta nu-i din înlocuit. Da. Mai ales. În încheiere vreau să vă spun că aș dori ca la cetățire să înlocuiască niște pietre la iluminatul public. Cam mult de azi. Vă mulțumesc pentru participare. Ne vedem la viitoare. Începând de sâmbătă se ia iar.